Bună, în clipul de astăzi vreau să vă prezint o comandă de pe Bogzone. Sunt câteva cărți pe care mi le-am dorit foarte mult și acest colet vreau să vă spun de la început că este cadoul meu oferit de o persoană dragă mie pentru ziua mea, ziua de mâine, de 21 aprilie, când este și onomastica mea. Și mă mândresc foarte mult cu acest cadouaș, mi l-am dorit și așa a vrut. Așa și-a dorit persoana respectivă să-mi facă aceste cărți, știa cât de mult mi le doresc. Am filmat anterior clipul de la Lady și de la Sensopro și din acest motiv sunt încă murdară pe mâini de la acel creion. Hai să trecem la cărți. Au venit destul de ok. Așa, ambalate. Mi-a plăcut foarte mult și o să vi le prezint. Prima carte. Același suflet, mai multe trupuri. Este de Dr. Brian Wells. Nu cred că o să mai citesc autorii pentru că nu știu să pronunț absolut deloc. Cartea este: la fel cum am trăit nenumărate vieți anterioare, tot așa vom fi și vieți viitoare nenumărate. Folosindu-ne de ceea ce a fost și de ceea ce va urma, putem să-i dăm formă viitorului lumii și viitorului nostru. Asta seamănă cu străvechea noțiune de karmă, ceea ce semeni aceea culegi. Dacă plantezi semințe mai bune, dacă ai grijă de culturi și acționezi mai bine, atunci ceea ce vei recolta în viitor îți va răsplăti eforturile. Viitorul se naște din trecut. Faptul că viitorul este flexibil și că noi vom fi prezenți în acel viitor sunt conceptele discutate în această carte. Compasiune, empatie, non-violență, răbdare și spiritualitate sunt lecții de viață pe care toți trebuie să le învățăm. Este un medic, din câte am înțeles eu. Da, e un psihoterapeut. Este o carte care mi-o doream de foarte mult timp. Și de acest autor observ că mai sunt mesaje de la maestri, multe vieți, mulți maestri. Cred că o să le achiziționez și pe acestea dacă le voi găsi. Abia aștept să le citesc, această carte. Următoarea carte este aceasta. Îngerii războiului au vorbit. Este de Alexandru Mihai Gulie. Cartea are următoarele. Nu este acesta prețul. Eu am dat un pic mai puțin pe dânsa, undeva la 10 lei parmise. Când mulți dintre tinerii de azi își pierd timpul prin cluburi, Alexandru Mihai Gulie, spre marea noastră surprindere și admirație, stă în casă și scrie aproape ca un profesionist. Găsim la el cam tot ceea ce trebuie unui prozator: imaginație, spirit de observație, putere de obiectivitate, siguranță. Cartea de față, Îngerii războiului au vorbit, înseamnă și debutul autorului, de la început și până la sfârșit. Volumul se citește pe nerăsuflate, cu o maximă curiozitate, ceea ce ne obligă să credem că avem de-a face cu un foarte talentat și captat prozator. Jean Băileșteanu. Următoarea carte este aceasta, de Cristina Lincu, Amnezia. Câteva titluri despre această carte. Prietenia între două femei, un triunghi amoros în care lucrurile sunt la fel de neclare ca în viață, o protagonistă sfâșiată între maternitate și dorința de a-și trăi viața, doi copii gemeni despre care nu știu timp, dacă sunt real sau plăsmuirea unei imaginații marcate de psihoză. În câteva rânduri despre aceste lucruri este amnezia. Ana este femeia care renunță la proprii săi copii în favoarea tatălui lor și a soției sale infertile. În urma unui aranjament complex din care nu lipsesc nici bani și nici șantajul, o decizie pe care Ana o regretă profund încă din primele momente și care o va face să pornească o luptă inegală, absurdă și inutilă pentru regăsirea lor. În timp ce iubirea obsesivă pentru tatăl gemenilor îi întunecă mintea. Da, este un roman psihologic care urmărește evoluția Anei în cursul unei serii de întâmplări peste care se suprapun deciziile complicate. Amnesia este o carte despre sens și alienare, dedicată tuturor acelor femei pentru care viața este o luptă fără de sfârșit. Abia aștept să o citesc. Următoarea carte, care mi-am dorit-o foarte mult, este aceasta, de Horia Tecuceanu. De Horia Tecuceanu știu de la Simona Stan, care o găsiți aici pe YouTube.
Și de Horia Tecuceanu am citit în luna aceasta, Horia, Capitanul Apostolescu și Piromanul și Cazul Anca. Iar acum mi-am dorit foarte mult să aflu ce a stat la baza acelei povești atât de reale, al acelui caz, al trupului ciopărțit, care a fost în 1977, imediat după cutremur, în București. Cred că unii din voi care sunteți mai înaintați în vârstă vă amintiți de acel caz. Și chiar mi-am dorit să știu de ce un om a fost în halul ăla maltratat și chinuit pentru a dovedi ceva ce nu a făcut. Iar această carte îmi va spulbera tot ceea ce am crezut eu. Deci, afacerea Samoilescu, Cosmici, cadavrele ciopărțite. Chiar mi-am dorit această carte. Pentru că vreau să văd de ce a chinuit un om atât de mult, iar el nu era acel criminal. Crima perfectă nu este aceea care rămâne nesoluționată, ci aceea a cărei soluție desemnează un alt viitor decât cel real. Ca să aducă adevărul la lumină, autorul reia un caz prezentat anterior și ne dezvăluie dedesubturile nebănuite ale acestuia. Abia aștept să citesc. Eu pentru această carte mi-am dorit-o foarte, foarte mult. Încă o carte care mi-am dorit-o foarte mult este o carte așa mai copilărească, Buda, Casanova și cu mine. O karmă cu peripeții. Moderatoarea de televiziune Kim Lange se află în culmea gloriei când o ghiuvetă picată dintr-o stație spațială rusească făcută țândări o trimite pe lumea cealaltă. Acolo se întâlnește cu Buddha și află că acumulase o grămadă de karme negative în timpul vieții, motiv pentru care îi se refuză intrarea în nirvana. De aici începe un întreg șir de reîncarnări, tot atâtea ocazii pentru Kim de a acumula karma pozitivă. Abia aștept să citesc această carte, mi-am dorit-o, chiar mi-am dorit-o. Următoarea carte este de Petre Sălcudeanu. Această carte și acest autor le știu tot așa de la Simona Stan. Eu nu știam despre acest autor nimic. Este Bunicul Thailanda și Semnul Exclamării. Este o carte foaie, este super subțire, adică eu mă așteptam să fie destul de groasă. Bunicul și Panaitescu se îmbarcă într-o nouă aventură tocmai în Thailanda. Abia aștept să citesc cartea. Mulțumesc foarte mult, Simona, că faci clipuri despre cărți, iar eu am ocazia să fur idei. Super, super, super fericită sunt. Și ultima carte, tot așa am văzut-o la Simona, tot așa mi-am dorit să citesc despre Haralam Zin, că am vrut să citesc și eu o carte despre acest autor și uitați-mă, am cartea, Doamne, sunt super fericită. O carte de dispariție. Aceasta mi-am ales-o așa la întâmplare. Oricum, orice carte cade în mâna mea, o citesc până la ultima foiță. Aceasta e o carte pe care ar trebui să o citească în special cei ce cred că era mai bine pe vremuri. Aceasta e o carte despre sărăcie lucie, despre oameni îngenunchiați într-o lume cenușie, despre oameni fără speranță, dar și despre criminali, pungași și nefericiți. Cred că această carte ar trebui să o citească lumea din ziua de azi, adolescenți, pentru a afla cât de greu era atunci, cât de bine o duc ei în momentul de față. Am vorbit foarte mult, îmi place să vorbesc foarte mult despre cărți. Iubesc cărțile. Și asta și datorită Simonei. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru timpul acordat clipului meu. Până data viitoare să ne auzim cu bine. Pe curând!